Dragilor, am primit aici o Biblie veche de peste 100 de ani. Când mă apropii de cuvântul ăsta, dragilor, vreau să știți un lucru. De multe ori plâng și vă spun de ce. Pentru că știu că pentru această Biblie au murit oameni. A fost sânge vărsat ca tu și cu mine să avem astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Azi am Biblia pe tabletă, azi am Biblia pe telefon, azi am Biblia în român, în franceză, în orice aș vrea eu, în orice limbă. Dar să nu uiți, dacă cerul vrea să ți se descopere, deschide cuvântul lui Dumnezeu. Nu lăsa să fie doar un design frumos pe un pervaz în casa ta. Sunt astăzi triburi care nu au cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca cuvântul lui Dumnezeu să ajungă până la sfârșitul lumii. Proclamați și rostiți cuvântul lui Dumnezeu peste copiii voștri. Și când vor crește, nu se vor depărta de El. Proclamați cuvântul lui Dumnezeu peste soțiile voastre. Proclamați cuvântul lui Dumnezeu peste soții voștri. Și proclamați cuvântul lui Dumnezeu.